Faptul că femeile vorbesc mai mult decât bărbații, bănuiam deja și probabil bănuiați și voi. Studiile spun însă că femeile rostesc zilnic în jur de 20.000 de cuvinte, cu 13.000 mai mult decât bărbații. Conform dicție.ro, pe de altă parte, dacă ne referim la un studiu realizat un an mai târziu, în 2014, vom afla că nu există de fapt nicio diferență semnificativă între numărul de cuvinte folosite de femei și bărbați într-o zi și că percepția noastră asupra acestei diferențe de gen nu poate fi demonstrată empiric. Stereotipul potrivit căruia femeile vorbesc mai mult decât bărbații este unul care este destul de înrădăcinat în societatea noastră. Deja sunt cunoscute arhetipurile bărbaților tăcuți și al femeilor care nu se mai opresc din vorbit. Potrivit cercetării, un bărbat folosește în medie 15.669 de cuvinte, iar o femeie 16.215, valori extrem de apropiate. Acest studiu a ajuns la aceste cifre folosindu-se de un aparat de înregistrat care a captat 30 de secunde de conversație la fiecare 12,5 minute, ceea ce i-a permis să capteze 5% din conversațiile purtate într-o zi. 396 de persoane au participat la studiu, dintre care 210 femei și 186 de bărbați. Mai mult decât atât, interesant este faptul că un bărbat a fost cel care a folosit cele mai multe cuvinte într-o zi, numai puțin de 47.000. Personal, dacă stau să mă gândesc, cred că am întâlnit și femei și bărbați care nu se mai opreau din vorbit și, cu siguranță, fiecare dintre noi avem cel puțin un prieten care este recunoscut drept cea mai vorbăreață persoană pe care o știm. Însă, este greu să tragem o concluzie și să tranșăm această dilemă. Asta pentru că fiecare individ este diferit de celălalt din toate punctele de vedere și într-un studiu de acest fel, marja de eroare poate fi destul de mare, în funcție de tipul persoanelor angrenate în cercetare. Dar, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, spun așa, femeile vorbesc mai mult pentru că bărbații sunt mai buni ascultători. Așadar, vorbiți mult, puțin, vorbiți cât vreți. Relatează dicție.ro.